la premiu pentru cea mai bună actriță în rol principal. Ia să vedem. Coca Blues pentru Tanti Hanek din Povestea despre nebunia noastră de toate zilele la Piatra Neamț. Emilia Dobrin pentru rolul Stevie din Capra sau cine Silvia la Teatru Act. Și Ofelia Popi pentru rolul Mephisto din Faust la Teatrul Național Radu Stanca. Sibiu. Steven, am rugat un coleg de-al meu, unul dintre cei mai importanți actori ai Teatrului Național și nu numai, pentru că s-a dedicat și învățământului artistic, colaborează și în alte teatre. N-are rost să vi-l mai prezint cu ce face, pentru că știți mai bine decât mine. Mircea Rusu. Fă cunoștință cu domnul Groninger, o să ai nevoie de el la un moment dat. Mircea, ai obligația profesională și colegială să deschizi un plic și să ne spui cine a câștigat. Bună dimineața! Cea mai bună actriță în rol principal, Ofelia Popi. Ofelia Popi! Mephisto! De sex feminin, gândit ca atare de regizorul spectacolului Faust. Bravo! Steven? Steven îți dă premiu. Mulțumesc foarte mult pentru apreciere juriului. E o mare onoare pentru mine să fiu alături, nominalizată alături de două mari actrițe pe care le apreciez și le admir foarte mult. Mulțumesc domnului Silviu Purcărete și domnului Helmut Sturmer că au avut încredere în mine atunci când n-aveau niciun motiv. Mulțumesc domnului Constantin Chiriac că a făcut posibilă realizarea acestui spectacol, Faust. Mulțumesc întregii echipe de la Sibiu, prietenilor, actori, tehnicieni. Mulțumesc tuturor. Mulțumesc. Ofelia Popi, câștigătoarea premiului, cea mai bună actriță, emoționată. Mulțumesc, Steven, foarte mult și te așteptăm în continuare. Mulțumesc, Mircea.